Cinci femei care practică prostituția în municipiul Târgu Jiu figurează la direcția de taxe și impozite cu amenzi uriașe. Cea mai mare sumă din amenzi neachitate este de peste 90.000 de lei. În total, pentru practicarea celei mai vechi meserii, târgujiencele au de achitat 160.000 de lei. Avem în evidență 5 cazuri de persoane sancționate conform legii 61 pentru o activitate de prostituție, însumând 169.000 de lei. Un singur caz este cu angajament de plată și mai are de achitat 8.500 de lei din 28.800. Pentru celelalte 4 cazuri avem sentințe de transformare a amenzilor în ore muncă în folosul comunității. În cazul în care practicantele acestui serviciu refuză să facă muncă în folosul comunității sau să achite sumele datorate, sunt urmărite până sumele vor fi recuperate. Dacă nu vor să facă muncă în folosul comunității, se vor face după 2 ani demersul de transformare din nou a orelor muncă în amendă și vor fi urmărite în continuare până la rezolvarea lor, până la încasarea sumelor. Autoritățile spun că datornicile nu pot scăpa de achitarea datoriilor dacă nu vor munci.